Vorbeam înainte de pauză de faptul că ea l-a suspectat pe soțul ei de o relație extraconjugală abia în ultimă instanță, deși toată lumea i-a tot spus, a refuzat să creadă că el ar putea avea o relație cu o fată mai tânără ca el, cu vreo 20 de ani. Tocmai de aceea, noi am apelat la un paparazzo, care a stat pe urmele lor vreo 2 săptămâni. Nu știu nimic despre asta. Nu știu. Nu știu nici eu ce s-a întâmplat pentru că acolo. Am preferat să plec din București și să stau la Craiova și departe de toată situația asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat, ce imagine a surprins paparazzo nostru în timp ce era pe urmele soțului tău. Vedem imediat. Paparații SpyNews.ro au stat pe urmele celor doi presupuși amanți. În prima zi de filaj, cea care ar fi rivala Claudiei Ghițulescu este văzută când intră în blocul în care locuiește încă soțul cântăreței de muzică populară. Îmbrăcată lejer, de vară, tânăra intră grăbită cu mâinile pline de sacoșe în imobilul în care s-ar fi mutat alături de bărbatul artistei. Cei doi par să rămână acasă tot restul zilei. Într-o altă zi, cei doi ies din bloc și se îndreaptă spre mașina bărbatului, aflată în parcare. În imagini se vede clar că femeia s-a schimbat de haine și că nu mai e îmbrăcată așa cum au surprins-o paparații în prima zi. Bărbatul merge cu o pungă de cadouri în mână, iar bruneta pare să se grăbească spre mașină. Soțul Claudiei Ghițulescu și presupusa amantă se opresc în fața unui supermarket, unde femeia coboară să cumpere câte ceva. Între timp, bărbatul o așteaptă în mașină. Nu trece mult timp și femeia se întoarce și se așează în dreapta șoferului. Într-o altă zi, bruneta și soțul Claudiei pleacă de acasă, destinația, locuința unui prieten. Cei doi sunt așteptați de către un bărbat în fața casei. Cât timp soțul Claudiei Ghițulescu parchează mașina, presupusa amantă stă la vorbă cu prietenul la care au venit în vizită. La un moment dat, coboară și soțul acuzat de infidelitate și toți trei intră în casa prietenului. Se pare că bărbatul Claudiei și presupusa amantă ar fi fost invitați la un grătar. Acolo au rămas mai multe ore. Tu recunoști personajele? E vorba despre soțul tău și despre acea fată? Culmea să nu cunosc. Normal că îl cunosc și pe soț. Dar și ea pe... este acea fată de care ne-ai povestit? Da. Ea este, pentru că am văzut-o, v-am zis că eu am văzut-o de multe ori pe la restaurant, era să spun numele, și pur și simplu nici nu m-am gândit vreodată că poate să aibă atât de mult curaj această copilă să vină acolo unde eu sunt. Știi, acum nu vreau, Doamne ferește, să interpretez cumva, pentru că și eu am pierdut 2 sarcini înainte să am cei 3 copii. Și știu ce înseamnă durerea unei mame și știu ce înseamnă depresia aceea și norocul deci, meu a fost Dumnezeu, că eu... cred că n-am avut depresie. Eu am avut-o, că a fost de 2 ori, dar eu l-am avut pe soțul meu lângă mine. Ei, ce vreau eu să-ți spun este, ce se întâmpla dacă tu vedeai toate aceste lucruri acum și aveai un copil mic în brațe? Ce se întâmplă? Ar fi stat să înghită, cum înghit foarte multe femei, adulterul bărbaților, da? Nu cred că aș fi acceptat. Nu. N-ai fi acceptat. Nu, sub nicio formă. Știi, am cum am aflat, când am aflat așa... Am vrut să-ți spun că poate, oricât de rău ni s-ar părea la un moment dat că ni se întâmplă pierderea unei sarcini, poate că Dumnezeu știe exact dacă trebuie să dea pe lume un copil unui cuplu care nu va mai fi împreună sau unui bărbat care nu-și mai dorește o familie. Dar el trebuia să spună lucrurile astea, nu? Adică poate că nimic nu e întâmplător, asta e, oricât este. De rău ți-a fost atunci. Poate că okay, un copil așa este. Trebuie și asta să fie alături de un bărbat care să te iubească și să te aprecieze. Păi da, dar știi cum e? Că el atunci ar fi trebuit să stea lângă ea. El nu numai că n-a stat lângă ea, ci și-a găsit sau și-a consolidat, de fapt, relația cu cealaltă femeie din viața lui. A fost o probă de foc pentru voi pe care el n-a trecut. Da, atunci pentru că să... eu știu toate lucrurile astea de la o prietenă a fetei, acestei copile, care ea a mărturisit... Că i-a văzut împreună. Nu, că sunt împreună. Ea a mărturisit această fată, a mărturisit la cineva că vrea să divorțeze, că insiste ca el să divorțeze, pentru că, din câte știam, el nu vrea soțul meu să divorțeze.
Și ea a insistat foarte mult. Uite, în legătură directă cu noi acum, dar sigur că îi vom proteja identitatea, că el din asta trăiește. Este paparazzo, deci lumea nu trebuie să știe cum arată, dar este paparazzo Spy News. El a realizat acele imagini, acea filmare. Alături de mine este acum, sigur nu e alături de mine, este într-o cameră alăturată. Bună seara! Bună seara! Ne auzim? Bună seara! Spune-mi, te rog, ce fel de gesturi ai observat tu cât timp i-ai filat, da, să spunem așa, pe soțul, încă soțul Claudiei Ghițulescu și pe această domnișoară? Niciun gest, din păcate. Este foarte rezervat în gesturi publice. Este foarte atent la fiecare mișcare pe care o face și evită tot timpul să stea lângă respectiva domnișoară. De fiecare dată când ajungeau acasă, nu veneau împreună, veneau cu mașini separate, intrau pe intrări separate, blocoare două intrări, niciodată în același timp, ieșeau separat, plecau separat. Restaurantul pe care îl administrează sau pe care îl deține este în imediat apropierea locuinței și de foarte multe ori, chiar și spre acest restaurant, prefera să plece pe jos, lăsându-și mașina în parcare. Deci gesturi publice nu au fost și le-au evitat. Cât timp ai fost tu pe urmele lor? Pe toată această perioadă de vreo două săptămâni în care i-am văzut tot timpul separați, atât în restaurant, v-am spus în puținele imagini pe care le-am surprins cu ei împreună, asta pentru că au evitat această apropiere în public. Îți mulțumim foarte mult! Poate faptul că e încă însurat și mai mult decât atât, că nu s-a prezentat la notar când l-ai chemat tu să divorțați, dar a înaintat el către instanță cerere de divorț, îl face să fie atât de precaut și nu să nu se afișeze în public. Nu, pentru că ei au locuit împreună. Și atunci de ce spune mai e un amănunt, ei vor boteza un copil la finalul lunii septembrie, deci nu văd de ce se mai ferească. Da. Ei nu se feresc. Fata aceasta insistă, din câte am înțeles și eu, ca să se facă public această relație. Și atunci de ce merge în instanță să divorțați și n-a vrut să divorțați cu atât mai mult cu cât el a cauzat separarea? În ultima vreme el a luat decizia că... La presiunea acestei copile. Am înțeles. Că ea a insistat foarte mult și asta știu sigur din mi-au spus prietenii lui, pentru că ea insistă tot timpul ca el să divorțeze. Claudia e, cum să spun, e foarte afectată de povestea asta și crede că singura vinovată este tânăra care i-a furat inima soțului. Uh-huh. Eu cred că și soțul este la fel de vinovat, pentru că în momentul în care faci pasul căsătoriei, îți asumi să stai cu persoana respectivă toată viața, să o iubești, să o respecti și mai ales să nu o înșeli. Înțeleg că relația lor, dacă a avut loc mai de mult, a început mai de mult. Practic, voi ați trăit în paralel, voi două, cele două femei din viața lui, l-ați împărțit o lungă perioadă de timp. Claudia, tu când ai vorbit cu el ultima oară? Acum câteva zile, două săptămâni, o săptămână, nici eu nu mai știu. Dar chiar el confirmă cumva, adică numai înainte, nu mi-e spunea că nu e adevărat și că bat câmpii și așa mai departe. E adevărat ce zice și Adriana, dar știi cum sunt bărbații? Bărbații sunt datori să încerce. Toată lumea a sfătuit-o pe această copilă să plece din situația asta până noi ne reglăm. Adică tu acceptai ca bărbații tu să încerce și femeile să zică nu? Ai fi acceptat să aibă mici aventuri carnale, așa? Cu una sau nu, dar cu mi se pare că această fată, când știa toată situația și îi se spuneau toate lucrurile astea, ea trebuia să iese măcar o perioadă, dacă chiar vroia. Tu spui că e mai de acuzat ea decât el. Eu zic că da. Pentru că tu, probabil că tu încă îl iubești și... Nu e vorba de iubire aici. Încă e vorba... încerci să-l aperi, pentru că... Dar ca fată, la vârsta ta, să faci așa ceva, când toată lumea îți spune să pleci din această situație... Păi, stai, mă, poate s-a îndrăgostit de el. De ce s-o acuzăm? Continua după divorț. Nu? Unde păi e? Acum gata, divorțul înțeleg că e pe rol. Exact, venea după. Hai să-i lăsăm pe ei doi. Poate cine știe, s-a împrins fitilul între ei. Claudia, important e să fii tu bine, ce mai important departe. Și ți se va întâmpla fără doar și poate, fiindcă așa se întâmplă după astfel de eșecuri, apare ceva mult mai bun, se spune. Abia aștept să vii să-mi dai, să ne dai nou aici la Acces Direct vestea că ești fericită și vrem să-l aflăm în premier și în exclusivitate, pe cel care te va face. Da, eu vreau să vă spun că acum sunt foarte liniștită. Într-adevăr, am trecut printr-o perioadă destul de grea, adică îngrozitoare, din punctul meu de vedere. N-am crezut vreodată că eu pot să fac fața unei astfel de situații și
eu am ales ca să mă retrag, adică puteam să fac mai mult, adică să mă duc acolo unde știu că, eu știam că fata asta e la restaurant zi de zi. Da, n-ai vrut să-ți faci mai mult rău și ai încercat să te ții departe. Am vrut să-l las pe el. Cred că e cel mai bine așa și eu sunt convinsă că pentru tine ceea ce urmează să se întâmple va fi cea mai frumoasă perioadă din viața ta. Poate Dumnezeu m-a ferit de ce exact, mai rău. Sunt convinsă de lucrul ăsta și abia aștept să te văd zâmbind din nou și să vii aici să ne spui vestea cea mare. Îți mulțumim tare mult, Adriana. Îți mulțumim și ție tare mult pentru